Înainte să înceapă cursurile, mulți studenți reclamă condițiile insalubre din căminele de stat. Tinerii spun că dacă nu au pile, nu primesc un loc bun și sunt nevoiți să stea într-o cameră cu gândaci. Asta în condițiile în care taxele de studii au ajuns uneori să fie mai mari la stat decât la privat. Urmăriți un material din cadrul campaniei știrilor Pro TV, Inspectorul Pro. Nu aveți voi decât cu aprobare de la rectorat. Ramona Țintea sunt de la campania Inspectorul Pro și am venit să văd cum arată căminul înainte de deschiderea facultății. Trebuie să aveți o aprobare, că nu, așa ar veni oricine după stradă. Dar noi nu suntem oricine de pe stradă. Reprezint o televiziune și am venit să văd care sunt condițiile în cămin. Cu camera ascunsă în interes public justificat și fără aprobări. Așa am plecat la drum să verificăm starea căminelor. După ce studenții ni s-au plâns că arată jalnic. Din păcate, realitatea e mult mai gravă decât cea descrisă de tineri. Și nu vorbim doar despre condiții infecte, mucegai, mobilier vechi sau supraaglomerare, ci și despre bani mulți care au intrat în bugetele universităților și care nu par să se regăsească în investiții. Uite-te cum e mucegaiul în spatele dulapului. Se simte foarte puternic mirosul și uite-te cum e. Cade tencuiala de pe perete. Universitatea Națională de Arte din București deține acest cămin și tot ea ar fi trebuit să se ocupe de întreținerea lui, cu atât mai mult cu cât chiriile nu sunt deloc mici. Voi cât plătiți pe o astfel de cameră cu mucegai? 4.600 pe vară. Și dacă aici stau 4 studenți, înseamnă 460 ori 4. Așadar, universitatea încasează doar în timpul lunilor de vară o chirie de aproape 400 de euro pentru o astfel de cameră cu pereți mucegăiți. La un asemenea cost, cum să nu renteze închirierea unui apartament, în care tinerii să stea mai mult decât confortabil, chiar dacă sunt patru. Paturile astea de când au mai fost schimbate? Nasol că nu poți să filmezi lingeria. Bote cantrat. Doar zugrăveală faceți? Zugrăveală, vopsitorii. Igienizări, instalația electrică, o parte din ea va fi înlocuită, ce înseamnă corpul de electrice. Bani de reparații ar fi existat, spune Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România. Acum 2 ani, universitatea a primit peste 180.000 de euro. A fost un an fericit, susține și conducerea universității. În 2017, suma încasată fiind de 12 ori mai mică. Așa arată, pe scurt, campusurile filmate incognito cu camera ascunsă. Să vedeți acum ce se întâmplă atunci când echipa de la Inspectorul Pro își dezvăluie identitatea. În căminele din regie ale Universității Politehnice București, șeful serviciului social, Laurențiu Dumitru, ne-a condus exact în camerele unde totul era strălucitor. Doar că noi nu ne-am mulțumit cu atât. Aș fi vrut să văd căminul 22-23. 22-23. 22 este plin. Dacă vreți un cămin pe spate, uitați, 14 liber. Intenționat am zis aceste cămine pentru că am primit niște reclamații. Fără alte comentarii, am mers să verificăm și clădirile contestate de studenți. Am fost însoțiți de Constantin Zaharia, director general al campusului universitar încă de acum 10 ani. Nu este dracu chiar așa de rău. Nu. Dacă era, ne întâlneam cu vreun gândac. Înșelă chiar, dar zis că eu iubesc ardelenii și eu n-am pus să mint. Da? Chiar nu mă credeți că n-am pus să mint. Mine nu, nu, deci să știți că nu vă mint. Și, într-adevăr, cu toată sinceritatea, domnul Zaharia a recunoscut că în 10 ani a renovat integral doar 3 cămine din 27. Priviți cum arată o cameră din căminul P23, aleasă la întâmplare și locuită până nu demult de studenți. Aici parcă pur și simplu m-am întors în timp. Mă simt în anii 90 aici. Nu știu, pentru că nici paturile nu sunt din anii 90, sunt de 3 ani, 4 ani. Și priviți-o acum pe cea a șefului de cămin, care este tot student. Directorul campusului a insistat să o filmăm. E, vedeți, acum mi-arătați o cameră frumoasă. A șefului de cămin. A șefului de cămin. Șeful de cămin. Banii, știți dumneavoastră, da. Da. N-ați avut bani? Bani suficienți ca să facem un oraș? Nu cred că are cineva. Nu de sumele construirii unui oraș era nevoie aici. Universitatea Politehnică București a primit și ea destui bani. Ne-am făcut cu condiții de secol 21. Acestea sunt condiții de secol 21, ceea ce vedeți aici? Acestea sunt cămine din 1960. Din nefericire nu au mobilier pentru secol 21. Acum 2 ani, UPP a încasat peste 8,7 milioane de euro pentru investiții în cămine. Vorbim despre o sumă adunată din fonduri proprii, adică închirieri de spații pentru discoteci și restaurante, dar și despre bani strânși din subvenția pe care statul o plătește anual universităților pentru fiecare student în parte. Discrepanțe mari sunt și la Universitatea de Construcții din București, unde căminul închiriat studenților străini arată impecabil în comparație cu cel oferit tinerilor români.
care sunt bările de la parc. Asta e după ce am dat de două ori cu Kiltox. Cămine studențești, da? 2017, în TEI. Prorectorul Universității de Construcții nu a contestat imaginile cu gândaci, dar a precizat că au fost filmate într-un cămin cedat deja Universității București. Chiar și așa, tot cei de la construcții ar fi trebuit să-l igienizeze. Eu am văzut bara metalică a scaunului. Filmării cu gândaci care ies din cuții de chibrite. Sunt făcături ale studenților? S-ar putea, nu neg. Deratizarea și dezinsecția se face lunar. Cu dezinsecția ei vine să vadă și explică un cuptor aici. Soluția aia cheamă gândaci. E atât de diluată. Realitatea e că multe dintre căminele studențești au rămas cu dotarea la nivelul celei de acum câteva zeci de ani. Unii rectori dau vina pe birocrație. Potrivit conducerii unora dintre universități, acestea ar primi fonduri doar toamna, după rectificările bugetare, și n-ar mai avea timp suficient pentru licitații și reparații. Fondurile anul trecut au venit la sfârșitul noiembrie. Eu, ca să organizez o licitație pe SEAP, am nevoie de 2, 3, 4 săptămâni. Ministerul Educației nu contestă acest lucru, dar spune că adevărata problemă e de fapt alta. Unii rectori nu sunt buni manageri, din moment ce nu fac investiții din sumele adunate din taxele de studii. Cu atât mai mult cu cât, în ultimii ani, taxele percepute studenților au crescut exponențial. Și s-a ajuns chiar la un paradox, învățământul de stat cu taxă să fie mult mai scump decât învățământul privat. N-are ce să fie din tascu. La televizor regizat. A, înainte să anunță, să pune la punct, nu. Să organizează, să... Păi vedeți? Păi da. Nu e, mă, taci-mă de-n gură, așa, taci-mă de-n gură, mă, nu mai vorbi aiurea, mă, dracu, că se înregistrează. Ce-l se înregistrează? Ce dracu?